Doi tineri din comuna Moldovița au fost reținuți 24 de ore pentru contrabandă cu țigări polițiștii, confiscând peste 30.000 de, de pachete de țigarete în valoare de aproximativ 400.000 de, de lei. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc au descins la o adresă din comuna Moldovița, unde au fost găsite peste 32.000 de, de pachete care fusese aduse la casa bătrânească de către ginerele proprietarilor. Acesta doar depozita țigaretele adevăraților proprietari respectiv doi bărbați de 26 și 28 de ani, ambii cu activități ilicite în sfera contrabandei. Cei doi suspecți au fost prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Câmpul Lung Moldovenesc.